Slăvit să fie Domnul! Biblia ne învață să fim primitori de oaspeți, dar parcă vă văd un pic prea primitori de oaspeți. Prea mult dați oaspeților. Eu vorbesc în dreptul meu, dar cred că sunteți așa față de toți. Domnul să vă binecuvinteze. Frații mei, pentru mine personal este o bucurie că Domnul m-a ajutat și mi-a dorit harul acesta din nou să pot să ajung la Detroit, la frații de la Detroit. De data aceasta sunt pentru a treia oară, să spun așa, eu sunt mai nou în America, sunt pentru a treia oară, să zic, venim la Detroit, dar harul Domnului de data aceasta a fost mai felurit. Și eu m-am bucurat mult de modul în care Domnul a lucrat. Așa cum s-a spus, am avut părtășii frumoase cu frații de la Betel, dar am avut părtășii frumoase chiar și private cu frații de la Hosanna. Slăvit să fie Domnul! Am auzit de când eram copil de familia Buia, eu sunt din județul Bistrița deloc, și am auzit de familia Buia de mult timp, dar n-am cunoscut-o. În mod special de fratele Ionică Buia, în mod special dumnealui a avut un impact puternic în viața unei familii din familia noastră extinsă și Domnul mi-a dat harul de data aceasta să ne cunoaștem un pic mai mult, un pic mai bine. Slăvit să fie Domnul! Și cred că chiar și lucrul acesta, Scriptura ne învață că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor care îl iubesc pe Domnul. Și cred că este unul dintre lucrurile importante de care noi trebuie să ținem cont, să-L iubim pe Domnul. Știți cum e? Cu frații, iubirea asta, dragostea asta, uneori foarte fierbinte, poate prea fierbinte, alteori e mai rece și poate prea rece, alteori așa mai obișnuită, dar atunci când îl iubești pe Domnul, atunci când stai aproape de Domnul, chiar dacă uneori poate că ești pe deal, uneori poate în vale, alteori la loc mai nete, să știți că dacă rămâi credinciosul lui Dumnezeu, fidel lui Dumnezeu, Dumnezeu este cu tine, Dumnezeu te ajută, Dumnezeu te binecuvintează, Dumnezeu îți poartă de grijă prin toate aspectele și prin toate ceea ce Domnul rânduiește să vină în viața ta. Sunt de la Portland, așa cum s-a spus, am venit în America în anul 2010, sunt căsătorit, avem 4 fetițe scumpe, parcă mă văd dator să vă mărturisesc, o paranteză scurtă, când am venit în America, noi aveam doar o fetiță sub 2 ani de zile, mă aduc aminte că am zburat cu avionul de la Seattle, am venit din Europa în Seattle și de la Seattle la Portland. Și când am zburat de la Seattle la Portland, a trebuit să schimbăm diaperul, că era doar un baby. Și eu îi mai spun uneori la fica noastră cea mai mare, care acum ai 14 ani, tu când ai venit în America ai fost doar un baby. Uite cât de mare ești acum. Dar ceea ce vreau să vă spun este că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Amen? Amen. Noi ne-am căsătorit în anul 1997 și o să vă mărturisesc scurt două lucrări care Domnul le-a făcut pentru mine în anul acesta, în anul 1997. În anul acesta ne-am căsătorit în Bistrița, dar pentru primii 10 ani în viața noastră de familie nu am avut copii. Și știți, primul an, al doilea, al treilea, nu te îngrijorezi, zici, o să vină, să vină copii, este timp. Dar a trecut un an, 2, 3, 4, vreo 5 ani de zile și am zis, știți cum zic americanii, what's going on? We can do something or we have to do something else then. Și Domnul ne-a promis printr-un glas profetic să nu ne îngrijorăm, nici să nu apelăm la oameni. Am înțeles prin aceasta că nu e necesar pentru nevoia noastră să apelăm la oameni, la doctori, că Dumnezeu ne va binecuvânta. Dar eu am fost smart și când am avut lucrarea aia, am luat repede un bilet și un creion și am făcut un bilet și l-am pus în Biblie. Și nu îl vedeam totdeauna, dar deseori mă băteam de el. Și l-am văzut în Biblie, am scris anul și luna, când Domnul ne-a făcut promisiunea aceasta. Și promisiunea a fost că vor trece 5 ani de zile și după 5 ani de zile Domnul ne va binecuvânta într-un mod deosebit. Nu a specificat Domnul în ce sens, spiritual, material, doar că Domnul ne va binecuvânta. Sigur că cauza noastră numărul unu înaintea Domnului pentru noi ca familie era important aceasta, Domnul să ne binecuvânteze cu copii. Și noi ziceam, Doamne, sperăm că lucrarea asta e pentru cauza asta, știți? Încercam să-L punem pe Dumnezeu la dorința noastră. Și Dumnezeu a fost bun, ne-am dus în Spania în anul 2003
Și în anul 2007 soția a rămas însărcinată, erau exact 10 ani de când noi ne-am căsătorit. Ne-am căsătorit în 97, 1997 și în 2007 Dumnezeu ne-a dorit prima fetiță. Dar pentru că Dumnezeul nostru este bun și ne dă mai mult decât cerem, noi cu soția am zis, mă, Domnul a fost bun cu noi și ne-a dăruit un copil ca să ne astupe gura, cum zicem noi românii, și probabil asta o să fie totul pentru noi. Numai că am venit în America în 2010 și n-a trecut mult timp și într-o zi când am venit acasă de la muncă, soția mi-a zis, am o veste bună pentru tine, am zis, slăvit să fie Domnul, spune-mi eu. Eu mâncam la masă și când mi-a spus, sunt însărcinată, am sărit în sus, nu mi-a mai fost foame, m-am bucurat mult și Domnul mi-a dăruit a doua fetiță unice, a treia fetiță Rut și a patra fetiță Emma. Și nou, Domnul ne-a dorit patru fetițe după 10 ani în care nu am avut copii și după un examen mai detail care l-am făcut, au zis doctorii, în cazul vostru, unul la mie. A zis, slăvit să fie Domnul, dacă doctorii dau totuși unul la mie. Dumnezeul nostru este mare. Și ne-a dăruit patru fetițe, una în Spania, s-a născut în Spania, noi am locuit 7 ani în Spania, și apoi am venit în America și celelalte 3 fetițe, Dumnezeu ne-a binecuvântat aici în America. Mulțumim Domnului! Dumnezeul nostru a fost, este și va rămâne un Dumnezeu al minunilor. S-a amintit zilele trecute la aceste zile frumoase că noi ne rugăm și Dumnezeu răspunde cum? Prin minuni. Așa spune psalmistul. Tu răspunzi prin minuni. Slăvit să fie Domnul! Dar pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor, vă spuneam, vreau să mă mai mărturisesc o lucrare care probabil sunt și dator să o fac, pentru că cei care au trecut în mod special pe aici, ei nu știu dacă au fost în vreo biserică din Detroit și dacă vor veni, este unul dintre frații mei. În anul acesta, când noi am avut nunta în orașul Portland, unul dintre frații mei, fiind căsătorit, având atunci 4 copii, soția lui s-a îmbolnăvit foarte grav de rinichi. Trebuia să meargă very often la dializă. Doctorii nu dădeau șanse aproape deloc de ceva îmbunătățiri, să zic așa, și i-au spus unui Dumnezeu. Dar tot Dumnezeu spunea, dacă se găsește cineva să-ți doneze un rinichi, ar fi cele mai multe șanse, să zic așa, omenește, dar ca să ți se doneze un rinichi, un organ și să lucreze în organismul tău, un organ care nu e al tău, știți, este tot minunea lui Dumnezeu. Și familia aceasta s-a rugat, a cerut îndurarea Domnului. Fratele meu se gândea că e posibil în România să avem o nuntă, adică nunta noastră, și în America, în Portland, să fie o mormântare, pentru că era din ce în ce mai slăbit, era din ce în ce mai anemică. Trebuia să se trezească undeva dimineață, foarte dimineață, la ora 4, între 3 și 4 dimineață, ca să fie very early in the morning, să meargă la spitalul unde ea făcea dializă. Și la un moment dat au trecut un timp și ea spunea, nu mai pot, nu mai rezist, trupul meu slăbește. Și se rugau și cereau îndurarea Domnului. Și cereau îndurarea Domnului, Domnul lucrează cum știi tu. Și cumva ei au fost călăuziți și cineva i-a sfătuit și a spus, sunați pe fratele Ionică Buia. Cred că trebuie să amintim unele lucrări care Dumnezeu le-a făcut cu noi, prin noi, prin cei dragi ai noștri. Și l-au sunat pe fratele Ionică și fratele Ionică, călăuzit de Duhul Domnului, ca și cred că cu orice cas care s-a apelat la el, a zis, voi ce faceți? Cum sunteți? Ce faceți pentru Dumnezeu? Ce lucrați pentru Dumnezeu? Și cum inima lui totdeauna a fost pentru misiune și a rămas pentru misiune, a spus, uite, am acum în România evangheliști, n-au sponsor, vrei să faceți ceva? Știți? Noi, mai ales când suntem la necaz, am face tot, nu? Doamne, fac orice, dau orice, nu mă rezolvăm problema. Și familia aceasta atunci, în momentele acelea grele, dificile, s-au angajat să sponsorizeze 2 evangheliști în România, care Domnul mie mi-a dat harul ca într-o vizită pe care mai târziu, după câțiva ani, fratele meu venind în România cu soția în vizită, eu eram atunci în România, locuiam în România, și ne-am urcat toți 4 într-o mașină și ne-am dus să vizităm evangheliștii. Și ne-am dus la Deva și ne-am dus la Poiana Mare, undeva în Dolj. Și am vizitat acești oameni, familiile lor, lucrarea lor și ne-am bucurat împreună cu ei. Slăvit să fie Domnul! 2 oameni minunați, 2 oameni scumpi
Și fratele meu atunci, pe de o parte, s-a hotărât să facă mai mult pentru Domnul decât ceea ce el făcea. Și el a spus: Doamne, dacă Tu vei îngădui și vei dărui viață soției mele și vei lucra într-un fel sau altul, noi cu sănătatea care ne-o vei dărui, cu puterea care vom avea, vom lucra mai mult pentru Tine în lucrarea Ta. Și au trecut de atunci mulți ani, din 97, vă las dumneavoastră să calculați, e simplu, au trecut și oamenii aceștia, uneori business-ul lor, ce credeți, mare business, o casă de babe ca și multe alte case de babe la Porla, în care uneori poți să ai 5 bătrâni, să faci poate o sumă mai mare, alteori poți să ai 2 bătrâni, o sumă mai mică. Dar oamenii aceștia au spus: Doamne, din cât Tu ne dai? El a spus, în primul rând, când avem în camul nostru noi partea asta care ne-am hotărât pentru Domnul o vom da. Și de atunci, cu ajutorul Domnului, au acești doi oameni care îi sponsorizează full-time în România. Dar, frații mei, Dumnezeu nu rămâne dator. Știți ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu a lucrat la inima tatălui ei, cuscrul meu. A venit din România, s-au făcut acte de urgență prin consulat, s-a dus în București la consulat, i-au aprobat viza cu hârtii de la medic, cu starea ei de sănătate, cu tot planul care s-a făcut și i-au aprobat viza de urgență și a venit în America, din Bistrița, de la Sfârmezău și după mai multe pregătiri și i-au pregătit, i-au dus la OICSU în Portland, la un spital mare și i-au băgat pe amândoi în operație. Unul dona urinii, celălalt aștepta să-l primească, fata lui. Și cuscul meu i-a donat rinichiul, i-a primit, corpul a reacționat foarte bine, l-a preluat, a început să lucreze bine și este mama acum a 5 copii. Ba încă o minune care a făcut-o Domnul, oamenii au spus: mare grijă, nu mai puteți să aveți copii, aveți un rinic care l-ați primit, este donat, corpul lucrează bine, toate bine, dar vă recomandăm, nu mai puteți să aveți copii. I-a rămas într-o zi, într-o lună, a rămas însărcinată. Și a zis: Doamne, dacă Tu mi l-ai dăruit, eu ți-l dau Ție și mă pun în mâna Ta. Și spuneam fratelui Ionică, acum în vara aceasta, băiatul acesta, Johnny Cristureanu, a avut nunta. O nuntă frumoasă, un băiat frumos, mare, sănătos, o mamă sănătoasă, un băiat sănătos. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Și veghează, dragii mei, slăvit să fie Domnul! Slăvit să fie Domnul! Ca și dumneavoastră sunteți frați aici, familia Buia și alți frați care sunteți mai în vârstă ca mine și ați putea să mărturisiți multe minuni, dar Domnul mi-a pus pe inimă chiar aici în seara aceasta să amintesc aceste lucrări care Dumnezeul nostru le-a făcut și le face. Ca să vă spun una dintre minunile care Dumnezeu a făcut-o în Spania, am spus-o la început aici când am venit în America, am ajuns în Spania și în localitatea în care eu am ajuns nu era biserică. Eram acolo în jur de 10 persoane, mai mulți tineri, băieți necăsătoriți, știți? Băieții necăsătoriți, mai greu îi ții aproape așa de Domnul. Eu am venit într-o vizită scurtă în Spania și când ne-am văzut că unul călca în stânga, unul călca în dreapta, Doamne, nu se poate, ăștia-s copii din familii de credincioși, de la noi, din biserică, oamenii aceștia trebuie să ia chitara să cânte la chitară în biserică. Oamenii aceștia trebuie să unească și când e biserică, la casa Domnului. Duminică dimineața, duminică seara, erau la început, nu aveau mașini, nu era adunare biserică în localitate, trebuia să meargă vreo 30 de kilometri aproximativ la prima biserică. Știți, trebuia să cauți mașină, să pui gheaz, mai complicat. Am zis, uite, aici facem adunare. Ce zice să facem un grup de rugăciune? Ok. Și într-o casă, o familie de români a fost de acord ca să ne adunăm o dată pe săptămână, într-o seară din cursul săptămânii, să facem rugăciune. Și era așa de frumos, domnule, veneam de la muncă, ne adunam acolo la părtășie, veneau frați din biserici învecinate, ne-au dat o mână de ajutor și au venit. Dar au zis frații: domnule, Daniel, acum știți cum e, ar fi frumos să ne adunăm duminica. Duminica nu suntem la muncă, știți, adunarea e duminica, nu-i în cursul săptămânii. Zic, măi, ok, dar nu putem în casa asta. În casa aia stăteau, cred că, vreo 3 familii, știți. În Spania au ajuns românii și închiriau un apartament, o casă, o cameră închiria unul, o cameră cealaltă, o cameră cealaltă. Fratele Ionica a venit mult în Spania și probabil alții dintre noastre știți lucrul acesta. Și nu puteai să te apuci tu duminică dimineața, oamenii nu lucrau, liniștiți, se odihneau, ortodoxi, penticostali, cum o fi pe ei catolici, nu puteai să te apuci tu să faci biserică duminică dimineața. Și într-un apartament, într-o casă, sus, alți vecini, jos, alți vecini. Ok, hai să căutăm un local așa mic pentru noi.
căutat în stânga, în dreapta și n-am găsit. Și ne-am adus aminte că cinemaul localității era nefuncționabil. N-aș vrea să greșesc, avea în jur de 200 de locuri. Un cinema, domnule, poate triplu cât biserica dumneavoastră. Scaune roșii, tapizate, separate, închise, efectiv, pentru că era o localitate mare, frumoasă, lângă noi și tinerii mergeau acolo la cinema. Și nu le mai trebuie să vină aici, în localitatea asta mică. Și fratele meu lucra pentru patronul care era un bogătan acolo și avea și cinemaul. Și am zis către fratele meu, treabă, nu vrea să ne dea o sală de acolo, nu ne trece cinemaul, ce să facem noi 10 oameni într-o sală de cinema, 200 locuri, te pierzi. Zic, să ne dea o sală din cinema în care să putem să ne adunăm cât avem noi nevoie. Și l-a întrebat și a spus, ba da, cât puteți să oferiți? Opa, știți, când se ajunge la bani, acolo e un pic problema. Și am zis, mă, cât să zicem noi că putem să-i oferim? Mă, noi eram 10 oameni, între care eram penticostali, eram din oastea Domnului și era și vreo 2-3 ortodoși care au vrut să punem umăr de la umăr, să închiriem un local mic, să putem să ne adunăm duminica, ok? Și am zis, la fapte bune, cred că putem să punem fiecare umărul și Domnul va răsplăti fiecăruia. Și ne-a întrebat cât oferiți pe local. Mă, noi ne-am gândit, mă, cât să-i oferim, mă, cât putem noi să ne adunăm. Și atunci așa ne-a zis noi, domnule, cât să vă oferim? Noi suntem puțini. Ce? Ne-era și jenă să-i zicem la când ne-am gândit. Vă spunem sincer, un cinema mare, dar nu ne trebuia totuși o cameră mai mare. Și a zis, domnule, spune că noi oferim 300 pe ce cerem și dacă vreodată o să avem nevoie, o dată pe an, de două ori pe an, știți, noi avem un botez, avem o nuntă și atunci chemăm, pocăiți, nepocăiți, facem evangelizare, domnule, noi am vrea oamenii să se pocăiască și la botez, am vrea și la nuntă, am vrea și la mormântare, noi am prinde peștii totdeauna, din toate direcțiile, cu toate posibilitățile. Și am zis, întreabă-l dacă noi ne dă o sală mai mică, nu ne lasă să folosim și sala mare, odată, de trei ori pe an, dacă avem nevoie. Mă, fraților, cum să face că omul acela era un om bogat, avea cinemaul, avea o parte din centrul satului, avea o fabrică de magdalene, erau ei câțiva frați, o familie care dețineau mai mult în localitate. Ei, probabil erau cei mai bogați din sat. Și putea să zică, domnule, nu vii rușine, veniți la mine să mă oferiți 300 de euro, să vă închiriez ceva din cinema și să vă dau și sala mare. Păi era poate probabil vreo 1000 de dolari doar o dată pe an să închiriez sala mare, probabil. Și el cum era afacerist și nu aducea niciun profit ce avea acolo, s-o fi gândit el, domnule, ne-am spus că ne plătim cheltuielile și dacă îi dăm 300, ce credeți? O accepta, domnule, să ne dea cinemaul. Puteam să facem acolo de câte ori am vrut. Și ne-am dus în cinema și ne-am bucurat așa de mult acolo. Ne-a dat o sală mai mare decât am avut nevoie. Am făcut tavan fals, am amenajat o scaune, tot ce ne-a trebuit. Și bineînțeles, a venit vremea și am avut botez, am avut ceva. Și când numai ne mutam în sala mare, aranjată, frumos, așa o scenă mare de cinema, domnule, cinema o localității. Domnul a făcut încă o minune. Încă o minune, să știți, și ne-am bucurat. Dar problema a fost că iarna era destul de rece în sala aceea și ne-a mai și înmulțit și ne-a fi mutat în sala mare, era prea mare. În sala aceea era prea mică și era rece iarna și am zis, ok, uite, căutăm un alt local. Și am găsit un local, ne-am înțeles, am vorbit cu vecinii, era la parterul unui bloc de apartamente. Am zis, domnule, e la un bloc de apartamente, dar am zis, dacă vecinii acceptă, e ok. Dacă noi îi acceptăm pe ei, dacă ei ne acceptă pe noi, why not? Și am vorbit cu vecinii, au zis, ok, ce faceți? Cântăm și ne rugăm, facem slujbă, atât, ne rugăm și pentru voi, e totul ok. Și am închiriat localul, ne-am apucat, l-am amenajat, fratele Ionică știe în Spania cum s-au închiriat așa localuri care erau depozite, tot felul și românii imediat, o echipă de oameni acolo, pereți, tavane, băi, de toate și imediat era gata biserica. Nu-ți venea să crezi când te odeai de afară că înăuntru e biserică. Dacă nu era slujbă înăuntru și te apropiai, cântare, rugăciune, era easy să știi că e biserică. Problema a fost că l-am luat, l-am închiriat, l-am aranjat. Și dimineața trebuia să fim prima întâlnire. Am chemat frați de la Campo, de la Tomegioso, de la Chintenar, de la Orden, din Madrid. Am chemat frați la sărbătoare, noi ne-am bucurat. Și seara când duceam acolo lucrurile ca să ne scaune tot ce ne trebuia,
Vin vecinii și zic, nu se poate, domnule, domnul Daniel, nu se poate, domnule, noi dimineața ne odihnim, noi dimineața, domnule, nu se poate, nu știu ce-o fac cu noi, ce, nu aici, trebuie să vă antifonați localul, să nu se audă gălăgia la noi, domnule, copiii ne dorm, duminică dimineața. Băi, oameni buni, zic, noi, când înainte să începem, v-am întrebat. A spus, yes, noi acum nu mai putem face nimic, cel puțin astăzi am stabilit, e adunare, avem musafiri, îmi invitați. Period. Am zis, nu se mai poate, înapoi nu mai putem merge. Și am zis câte frații de la noi din localitate, necăjiți, ce facem, domnule, tot, nu că am cheltuit tot ce am avut. Ne-am împrumutat alții ca să terminăm. Nu mai putem, nu mai am mers înapoi. Am plecat de acolo, am venit aici, unde să te mai duci? Și am zis, oameni buni, lăsați-ne astăzi. Dați-ne voie să ne adunăm astăzi cu liniște, cu pace. Lăsați-ne și apoi discutăm. Discutăm, vedem, facem ceva. Și am zis, fraților, Dumnezeu nostru mare, am zis către frații din biserică, Domnul va face o minune, fiți liniștiți. Ne-am adunat sărbătoare, au venit frați din Madrid, din bisericile alăturate, ne-am bucurat. A fost o zi deosebită, frumos, să știți, ne-am bucurat mult. Și ne-am pus pe rugăciune, am zis, Doamne, Tu poți să faci minuni. Doamne, fă o minune, noi unde să mergem acum? Ne-am cheltuit tot, ne-am aranjat, eram așa de bucuroși. Pe jos, a fost un garaj mare acolo, nu era mochetă pe jos, nu erau scaune, nu era băi, nu era tavan, nu era nimic, noi am făcut tot. Și când am gătat, o să zic că nu vă puteți aduna. Știți ce s-a întâmplat? Nu vă vine să credeți. Pentru asta, când avem o cauză înaintea Domnului, noi de multe ori căutăm, ne rugăm Domnului și ne gândim, Doamne, dacă ai lucra cam așa, s-a rezolvat problema mea. Doamne, dacă nu lucrezi așa, uite, ar mai fi și posibilitatea asta la altă. Doamne, rezolvă în modul celălalt. Și venim așa uneori să dăm lui Dumnezeu idei. Să știți că lui Dumnezeu n-are nevoie de ideile noastre, să știți. Știți ce are Dumnezeu nevoie? Să venim să-i cerem și să ne încredem în El. Și să-i spunem, Doamne, o pun în mâna Ta problema asta. O pun în brațul Tău. Doamne, cum Tu o să lucrezi, nu sună bine, dar e adevărat. I don't care. Doamne, cum vrei Tu lucrează? It's your business. Do whatever you want, but just solve my problem. Și s-o pui în mâna Domnului și am zis, fraților, ne rugăm. Au venit vecinii care doar ce veneau seara și ne-a spus, nu se poate. Au venit vecinii și au zis, domnul Daniel, nu știm ce s-a întâmplat, nu știu. Probabil că au avut ei între ei vreo întâlnire și au zis, domnule, nu se poate. Am lăsat noi români ăștia aici, domnule, să ne deranjeze. Ei aveau apartamente plătite acolo și noi, erau cred că 2 sau 3 apartamente. Un bloc mic, nu era bloc mare, într-o localitate mai mică, la țară. Și a zis, domnul Daniel, fiți liniștiți. La ce oră vreți să vă adunați? La 9. Ok, ce ziceți? De la 10, dacă vă adunați, e ok? Mai dați-ne o oră să ne mai odihnim. A zis, ok, no problem. Și ne-am stabilit de la 10 și cât am vrut, noi am stat acolo și ne-am adunat și ne-am bucurat și ne-am rugat. Și era localul nostru, aveam acolo, ne-am pus aer condiționat acolo, domnule, aveam condiții bune, ne-am instalat aer condiționat, vara era cald, iarna era frig în Spania. Am avut aer condiționat, am avut căldură iarna, am avut acolo scaune, toate condițiile și ne-am adunat acolo și ne-am bucurat, știți cât? Cât a fost nevoie. A venit criza aceea grea ca la dumneavoastră și atunci oamenii s-au împrăștiat, au rămas mulți fără lucru, au plecat și încă mai funcționa localul și a mai mers localul, cât a fost nevoie. Știți de ce? Pentru că am adus cauza noastră la cunoștința Domnului și Dumnezeu a lucrat. Simplu. It's very easy. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al minunilor. Frații mei, mă bucur mult că v-am văzut. Am venit aici în față cu ceva gânduri diferite, dar am venit aici și Domnul mi-a pus pe inimă ca să fac mărturisirea aceasta cu Dumnezeul nostru, este un Dumnezeu al minunilor. Acum eu sunt de la Portland, sunt în vizită în Detroit, am vizitat odată Biserica Aleluia, am vizitat Biserica Betel și Domnul mi-a dat harul ca să vizitez familia Hosanna și să mă bucur cu dumneavoastră, să cunosc un pic mai bine familia Buia și nu știu exact unde sunteți dumneavoastră și de ce minune are biserica dumneavoastră. Dar un lucru pot să vă spun, că Dumnezeul nostru a rămas și astăzi un Dumnezeu al minunilor. Doesn't matter în ce direcție aveți nevoie de ajutorul și îndurarea Domnului. Aduceți la cunoștința Domnului. Încredeți-vă în Domnul. Și vreau să vă spun că Dumnezeul nostru poartă de grijă. Dumnezeul nostru poartă de grijă. Povesteam puțin fratelui Ionică. Eu așa a rânduit Dumnezeu, am crescut la Bistrița, la țară, într-o localitate mică, am plecat la Cluj.
Acolo am stat o perioadă, am făcut școală, apoi am lucrat vreo 2 ani. M-am căsătorit și am plecat imediat la Bistrița. Și la Bistrița, de atunci, să spun așa, am fost tot în biserici mici. A fost o binecuvântare pentru mine. Biserică mică, ești ca și în familia ta, domnule. Te cunoști bine toți. Te știi, domnule, te binecuvintezi, te ajuți. Știi lucruri în detaliu. Am fost așa în România. Am venit în Spania, biserică mică. Când am început, vă spuneam, am fost aproximativ 10 membri. Ce credeți? Oamenii aceia care au pus mâna la lucrarea Domnului, unii erau din oastea Domnului, unii erau ortodoxi. Știți ce s-a întâmplat cu ei? S-au întors la Domnul. Au venit, ne-am bucurat, s-au întors la Domnul și oamenii aceștia într-o zi au spus: Daniel, vreau să mă botez, Daniel, vreau să mă botez. Aleluia! De fapt, nouă, nu ne trebuia un local ca să avem un local. Nu, ne trebuia unde să ne adunăm ca să ne bucurăm în cântare și oamenii să audă Evanghelia și oamenii să se întoarcă la Dumnezeu. Și în 2003 am plecat eu în Spania, deci când s-a deschis biserica eram un nucleu de 10, nu erau 10 membri. Nu ne place să numim membri frații care nu sunt penticostali. Nu pune membri care nu sunt penticostali. Și eram în jur de 10 nucleul care s-a format. Și frații mei, când eu am plecat în 2010 din Erensia, din Spania, în Portland, câți membri credeți că aveau biserica? Aproximativ 50 de membri. Oameni maturi, oameni mari, oameni cu familii, oameni care, ca și toți, au fost oameni care s-au întors la Domnul acolo în localitate. Pentru că media de vârstă în Spania erau familii tinere, așa ca și Lemi, ca și mine, așa, oameni tineri, noi suntem foarte tineri, și dumneavoastră sunteți tineri, și copiii erau mici. Dar cei care s-au întors la Domnul erau oameni nepocăiți. Vă zic doar un caz și mă apropii de încheiere. A venit acolo în vizită la fata lor și la ginerile care nu le era ginere, că nu erau căsătoriți, a venit părinții lor de la Timișoara. Și părinții erau întoși la Domnul de curând. Erau timișoreni, dar și-au vândut apartamentul la Timișoara și s-au mutat într-o localitate lângă Timișoara și Domnul așa a lucrat că și-au cumpărat casă lângă Biserica Pentecostală. Și ce credeți că s-a întâmplat? Iarna la evangelizare, frații înțelepți, a zis vecinilor, voi sunteți vecinii noștri, nu de curând, uite, avem adunare, evangelizare, haideți la evangelizare. Și familia aceasta care căuta pe Domnul, familia Petricescu, s-a dus la evangelizare și acolo au rămas. Că așa lucrează Domnul. Domnul este în casa lui și Domnul face minuni. În primul rând, mântuiește pe cei nemântuiți. Și familia aceasta a venit în Spania la fata lor și la ginerele lor care nu erau căsătoriți, stăteau împreună, ea era însărcinată. Și când au venit la fata lor, au spus: dragilor, nu ne puteți duce la adunare. Noi ne-am pocăit. Erau oameni mai în vârstă, au zis, nu ne puteți duce la adunare. Și ginerile lor lucra împreună cu un frate din adunare. Și au zis: Simi, când aveți adunare? Uite, a venit socrul meu la mine, stau la noi. Au zis, nu ne duceți la adunare. Bă, cum să nu vă ducem la adunare? Vă ducem. Și tinerii aceștia au venit la adunare ca să-și aducă părinții. Numai că, ca să nu meargă și să vină, s-au pus pe bancă. S-au pus pe bancă o duminică, s-au mai pus pe bancă o duminică, s-au mai pus pe bancă încă o duminică. Și într-o duminică, ce crezi că s-a întâmplat? Ce i s-a întâmplat la fratele Ionică, la dumneavoastră, de multe ori? La urmă, a venit la mine băiatul acesta tânăr, spus: Daniel, aș vrea să vorbesc cu tine. A spus: anytime, what's going on? Și a zis: Daniel, noi am venit la adunare cu părinții, cu părinții lui soția mea, dar am venit o duminică, două, trei, Domnul ne-a vorbit, noi vrem să ne pocăim. Uite, urmează soția să nască, ea am vrea să facem și binecuvântare, am zis, just a minute, hai să facem lucrurile one by one, așa, în order. Și am zis, voi vreți să faceți binecuvântarea în adunare? Da, voi nu sunteți botezați, voi nu vă puteți boteza, nu sunteți căsătoriți. Am zis, hai să luăm lucrurile de la capăt. Și am zis, primul lucru, voi trebuie să vă căsătoriți. Erau ca și o familie, erau împreună, ea era însărcinată, dar în Spania era foarte greu să-ți bagi de acte pentru familie și să primești răspuns. Domnule, așa au fost în perioada aia, nu era acum, nu era comunitatea europeană, era foarte greu, putea să dureze luni de zile. Am zis, știți ce? Da, voi trebuie să depuneți actele. Noi ne rugăm și când vor veni actele, voi veți putea căsătorie, asta e. Și-au băgat actele în Alcázar de San Juan la primărie și așa. Nici nu știu cum au ajuns actele lor, probabil dintre ultimele, primele pe masa lor, le-au aprobat, le-au semnat să o căsătorie. După ce s-au căsătorit, noi, după ce le-au aprobat actele, noi i-am cununat.
I-a încununat și după aceea au născut soția lui. Și au venit la binecuvântare și au avut botezul după ce s-au cununat, i-am botezat, au venit la binecuvântare și o familie minunată. Știți ce minuni face Dumnezeu? Știți ce mi-a spus băiatul acesta? Era, o zis Daniel, eu viu la adunare, eu vreau să mă pocăiesc, dar dacă pe mine Dumnezeu poate să mă ierte, eu am fost așa de rău. În România am avut un grup de prieteni, am făcut atâta de multe rele, eu nu l-am cunoscut pe Dumnezeu, eu nu că n-am fost pocăit, eu n-am fost nici ortodox, eu n-am fost nimic, Daniel. Am zis, ce zice Scriptura? Dacă ar fi păcatele voastre, ca și cârmâzul mării, și zice că Dumnezeu iartă păcatele, omul acela n-avea Biblie, nu citea, n-avea cunoștință, avea așa ce avea. Băiatul acela s-a întors la Dumnezeu. Dumnezeu i-a binecuvântat cu mai mulți copii, o familie scumpă. Acum locuiesc în Austria. Băiatul acela, am fost puțin, era nevoie, a fost un băiat credincios, a intrat în comitet, a fost în comitet, în bordul bisericii, cum zicem noi. Și când am plecat eu în America, nu mai dura mult și a fost conducător de adunare acolo. Ce ziceți? Nu-i Dumnezeul nostru mare? Să nu slujești, să nu te duci la o biserică mai mică. Unde scrie că Dumnezeu face minuni numai în biserici mari? Unde scrie că Dumnezeu mântuiește numai în biserici mari? Știți ce m-am gândit? Dacă nu se deschidea adunarea aici în erensia, erensia în spaniolă, în românește, înseamnă moștenire. Zic, Doamne, aici Tu ai o moștenire, Doamne, o fia română. Da, să meară, e moștenirea Ta în America, în Spania, Tu trebuie să o binecuvintezi. Ne-o dat Domnul local, ne-o dat Domnul de toate, să știți, de toate, ne-o binecuvântat Domnul. Și biserica aceea a fost o bisericuță frumoasă, ne-am bucurat. Frații ne-au primit cu bucurie, ne-au primit într-o organizație, cu totul că au zis, noi vă primim ca să vă ajutăm. Dar noi nu ne băgăm, voi aveți acolo Scriptura, nu m-a slujit Domnului, go ahead, just mergeți înainte. Și ne-am bucurat și a fost atât de frumos și Domnul ne-a binecuvântat așa de mult. Dorința mea este ca să mă întorc înapoi la Detroit. Și când mă întorc înapoi la Detroit, dorința mea este să vă vizitez din nou. Și mă rog Domnului ca Domnul biserica aceasta să o înmulțească. Și gândul care de fapt am vrut să vorbesc în seara aceasta și cred că așa a rânduit Domnul ca să-mi schimb drumul, a fost să vorbesc despre lucrarea Duhului Sfânt, cum o biserică să fie plină de Duhul Sfânt. Sau Duhul Sfânt e o lucrare destul de complexă, ce să vorbești, Domnule, într-o 10, 20, o jumătate de oră. Am vrut să vorbesc puțin despre voia lui Dumnezeu ca noi să fim plini de Duh Sfânt. Pavel a zis bisericii din Efes, fiți plini de Duh. Dar, mă rog, când viu și vă mai vizitez biserica să crească și să o găsesc plină de Duhul Sfânt, mai mult decât e acum. Eu nu zic, acum nu-i departe de mine gândul acesta, nici nu știu, Domnul vă știe și vă cunoaște. Dar mă rog ca Domnul să vă umple pe voi aici și pe noi la Portland de Duhul Său cel Sfânt. Amin. Să ne ridicăm și să cântăm un verset de cântare și ne închinăm Domnului cu darurile noastre de bunăvoie în seara aceasta. O cântare pe care noi o cântăm. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Mulțumim Domnului pentru fratele Cristureanu, mulțumim Domnului pentru minunile care le-am auzit. E un har de la Domnul să poți să trăiești asemenea minuni și să vezi lucrarea Domnului în viața ta și în viața celor din jurul tău. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu lanțuri ce nu pot fi rupte. Leagă-ne, Doamne, pe toți împreună cu leagă de dragoste. Să ocupăm locurile, frate
Iliesi, Domnul să vă binecuvinteze, dacă puteți aduceți un salut de la Portland și apoi am vrea să dăm loc grupului care a venit în seara aceasta de la Biserica din Bindelberg, Domnul să îi binecuvinteze. Ah, de-ar vrea Dumnezeu să vorbească, deși-ar deschide buzele să-ți răspundă și ți-ar descoperi tainele înțelepciunii Lui, ale înțelepciunii Lui nemărginite. Ai vedea atunci când nu-ți răsplătește totuși după fără de legea ta. Poți spune că poți pătrunde adâncimele Lui Dumnezeu, că poți ajunge la cunoștința desăvârșită a Celui Atotputernic? Cât cerurile de înaltă, ce poți face? Mai adâncă decât locuința morților, ce poți ști? Întinderea ei este mai lungă decât pământul și mai lată decât marea. Dacă apucă, dacă închide și cheamă el la judecată, cine îl poate opri? În ultimii ani am obișnuit să citesc câteva versete la început. Orice îndemn este scurt la o rugăciune și aceasta pentru două motive. Pentru că noi am fost creați pentru gloria lui Dumnezeu și al doilea motiv este ca să crească credința noastră în Dumnezeu cel atotputernic. Trăim vremuri grele, așa cum se spune și este scris și la Timotei, pentru că oamenii sunt așa cum sunt și de aceea totdeauna am spus lucrul acesta pentru măreția și slava lui Dumnezeu. Este scris undeva la Isaia 24, cei de pe țărmul mării laudă măreția Domnului. Domnul să ajute și pe cei de la Detroit, să laude măreția Domnului, numele Lui să fie slăvit. Aleluia. La Psalmul 119, versetul 63, este scris un verset pe care îl doresc și pentru dumneavoastră și am venit la prieteni. Iată ce scrie în acest verset. Sunt prieteni cu cei ce se tem de Domnul și cu cei ce păzesc poruncile Lui. Eu cred că întotdeauna și am fost undeva plecat departe în Filipine și am găsit și acolo prieteni de felul acesta. Doamne, ajută-ne să fim prieteni de felul acesta. Și cei tineri să n-aibă prieteni din cei rești și de cei din afară, ci să aibă prieteni pe cei neprihăniți cu care vom locui în slava lui Dumnezeu, în numele Lui să fie slăvit. Aș vrea să citesc doar două versete și aceasta de la Proverbe, de la capitolul 15, ultimul verset. Vreau să citesc acest verset și apoi un verset de la Evrei, capitolul 12. Frica de Domnul este școala înțelepciunii și smerenia merge înaintea slavei, glorie Domnului. Și apoi aici la Evrei, capitolul 12 spune despre ceea ce părinții noștri făceau, cum ne creșteau. Și vreau să citesc acest verset, versetul 11, pentru că este important pentru noi. Este adevărat că orice pedeapsă deocamdată pare o pricină de întristare și nu de bucurie, dar mai pe urmă aduce celor ce au trecut prin școala ei roada dătătoare de pace a neprihănirii, glorie Domnului. Cred că ați înțeles ceea ce vreau să vorbesc în câteva minute în această seară. Este vorba de școala lui Dumnezeu. Și am spus aceste câteva cuvinte, le-am intitulat în felul acesta. În școala lui Dumnezeu. Școala lui Dumnezeu a început de la primii oameni. Dumnezeu a fost cel care le-a dat o poruncă și n-au fost în stare să o păzească. Și nu și-a închipuit nici Adam, nici Eva ce urma să vină după ei. Câte suferințe, câte războaie. Cât neascultarea lor ce a adus pe pământ. Școala aceasta s-a dezvoltat foarte mult când Domnul Iisus Hristos, Fiul Său, a venit pe pământ. Când școala aceasta a pornit între neamuri, acum școala aceasta este cea mai mare școală posibilă, are milioane de oameni, sute de milioane de oameni pe pământ. Se spune că sunt 500 de milioane de oameni născuți din nou. Se apreciază cifra aceasta, e posibil că sunt mai mulți. Școala lui Dumnezeu este cea mai scumpă, cea mai binecuvântată dintre școli, cea mai glorioasă. Iată, vreau să citesc un verset
de la psalmul, câteva versete, două, trei versete acolo, psalmul 119, să vedem ce spune psalmistul, omul acesta lui Dumnezeu, despre școala aceasta în care Dumnezeu ne-a chemat și pe noi. Poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Sunt mai învățat decât toți învățătorii mei, căci mă gândesc la învățăturile tale. Am mai multă pricepere decât bătrânii, căci păzesc poruncile tale. Școala lui Dumnezeu este cea care este de cea mai mare valoare. Sunt școli pe pământul acesta, sunt școli și din America, Yale University, Princeton, sunt multe altele, sunt unele în Europa, Cambridge și alte școli care au nume foarte mare și care sunt foarte scumpe. Vreau să vă spun că școala lui Dumnezeu este mai înaltă decât toate școlile omenești. Și El ne cheamă la școala aceasta să intrăm în ea, să o absolvim și într-un fel rămâne la școala lui Dumnezeu toată viața noastră, mai ales dacă ne gândim la dragoste, Dumnezeu ne cheamă pe toți la dragoste și școala aceasta trebuie să rămână toată viața noastră. Să învățăm despre dragostea lui Dumnezeu și cum să iubim pe alții. Școala lui Dumnezeu este cea care se face pe cheltuiala Lui. Nu a chemat Dumnezeu pe nimeni să plătească pentru școala aceasta. El o oferă tuturor free, gratis. Și El plătește pentru școala aceasta. Un alt lucru pe care vreau să spun, școala aceasta este răspândită peste tot pământul. Nu există o școală care să aibă atâtea locuri. Este în cătune, este în orașe, este peste tot, în toate continentele. Școala aceasta este prezentă și sunt ucenici ai Domnului peste tot și numele Lui Dumnezeu să fie slăvit. În școala aceasta au fost oameni de seamă. În școala aceasta au fost prorocii din vechime. În școala aceasta au fost oamenii mari ai Lui Dumnezeu. Au fost ucenicii Domnului neapărat, căci El i-a pregătit 3 ani și jumătate. În școala aceasta a urmat Policarp, a fost Clement Alexandrinul, a fost părinții bisericii, Origen și atâția alții. În școala aceasta au fost oameni eminenți. Mai încoace, a fost William Carey, care este părintele misiunii moderne. A fost George Miller, au fost oameni puternici, Wesley, atâția oameni, Luther, atâția oameni care au fost și au trecut prin școala lui Dumnezeu. Vreau să vă dau foarte scurt oameni din vechime care au trecut prin școala lui Dumnezeu. Este vorba de Iosif în Egipt și foarte scurt, el a purtat în casa tatălui său haina cea pestriță. A fost o haină pe care tatăl său cu iubire a dat-o acestui copil al său și lucrul acesta i-a pricinuit destule necazuri. Mai târziu în Egipt el a purtat haina robiei și haina aceea a pușcăriei, a fost închis mulți ani acolo. Dar mai pe urmă, pentru că a fost silitor în școala lui Dumnezeu și n-a cârtit. La urmă, la 30 de ani, după aproximativ 13 ani, se spune că acest om a purtat haina de insubțire, fiind după faraonul, după împăratul care era cea mai mare putere atunci pe pământ. A fost chemat de Dumnezeu la o lucrare deosebită. Nu numai să salveze Egiptul, dar să salveze poporul său Israel de foametea care a venit atunci pe pământ. Și Domnul a făcut lucruri mari acolo, pentru că a fost un om care a stat în școala lui Dumnezeu. Alt om este Moise. Moise a fugit din Egipt la 40 de ani. A fost 40 de ani cu turmele socrului său și Domnul este cel care l-a prelucrat acolo. La 80 de ani l-a pus în slujbă și el a fost un mare om al lui Dumnezeu prin care Dumnezeu a dat legea. Un om pe care evreii îl iubesc și îl pomenesc până astăzi. Sunt și alți oameni ai lui Dumnezeu care au trecut prin școala lui Dumnezeu și care au fost eminenți pentru Dumnezeu. Este prorocul Ilie, care a spus, după cuvântul meu va fi ploaie, pentru că a vorbit în numele Domnului. În această seară aș vrea să mai spun foarte puțin, lăsăm și pe tineri aici.
Prioritățile din școala aceasta lui Dumnezeu sunt multe și importante. Pe frontispiciul acestei școli poate să fie trecut dragostea, 1 Corinteni 13, ceva de la Isaia, care spune: eu sunt singurul Dumnezeu, Isaia 44 și 45 și alte lucruri. Este o școală de tot importantă. În această seară vreau să te întreb, la ce nivel ești în școala lui Dumnezeu? După ce ai făcut liceu, ai făcut și un caliș, se spune că în 5 ani, dacă studiezi bine, poți să fii doctor în anumită ramură a științei. Se întâmplă că în bisericile noastre unii sunt de 20 de ani în clasa 1. Aș vrea în această seară să vă întreb la ce nivel suntem în școala lui Dumnezeu. În școala lui Dumnezeu se învață roada Duhului, dragostea, care este o lecție de viață. În școala lui Dumnezeu, Dumnezeu vrea să ne dea o bucurie deplină. Dumnezeu vrea să ne dea pacea Lui care întrece orice pricepere. Să ne învețe îndelungă răbdare asemenea Fiului Său. Vrea să ne învețe bunătatea. Și David a spus cândva: vreau să mă port cu El cu o bunătate ca a lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne și nouă. Facerea de bine, Faptele Apostolilor 10:38, acel scump verset, Domnul Iisus umbla din loc în loc, făcea bine și vindeca pe toți ce erau apăsați de diavolul, căci Dumnezeu era cu el. Credincioșia. Acolo la plângeri ni se spune: credincioșia ta este atât de mare. Și aici este și o întrebare: cât de mare este credincioșia ta pe pământ până astăzi? De când te-ai botezat? De 2, de 3, de 10, de 20? Cât de mare este credincioșia noastră? Credincioșia lui Dumnezeu a rămas și rămâne în mare, numele Lui să fie slăvit. Apoi avem blândețea. Învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Înfrânarea poftelor. Și aici am văzut un exemplu foarte practic pe highway. Există așa niște date, câte niște urme așa puternice, cum se pune frâna. Și trocuri care erau să facă accident și au pus frâna și au rămas acolo de pe cauciucuri o urmă. Câte urme sunt în viața noastră de înfrânare? Se poate că cel rău vine, gândește-te, Domnul vrea să-ți dea și înfrânare. Acum aș vrea să mă apropie de încheiere, pentru că vreau să și tine să lucreze pentru Domnul. Din corecțiile pe care Domnul le face în școala sa, ne amintim cum i-a mustrat pe cei din Emaus, ucenicii care mergeau spre Emaus, nepricepuților le-a spus: zăbravnici cu inima când e vorba să credeți toate scripturile. L-a corectat pe Petru atunci când el a spus să facem aici trei colibi, când era la schimbarea la față. Și Petru zice: nu știa ce spune. La Isaia 50:4 ni se spune că El, Dumnezeu, îmi trezește urechea în fiecare dimineață să aud sau să ascult cum ascultă niște ucenici. Doamne, trezește și urechea noastră. Să ascultăm pe Dumnezeu în tot ceea ce El vrea să ne spună. Marele binecuvântări și împliniri care sunt dacă urmăm cu credincioșie școala lui Dumnezeu. Romanii 8:37, vom fi mai mult decât biruitori. 1 Ioan 2:6, cine zice că rămâne în el, trebuie să trăiască și el cum a trăit Iisus. Dacă ești silitor în școala lui Dumnezeu, vei ajunge să fii desăvârșit ca învățătorul, spune la Luca 6. Vei putea să ajungi să iubești pe vrăjmași. Să ajungi desăvârșit, Matei 5:48, nici o școală pe pământ nu face oameni desăvârșiți, numai școala lui Dumnezeu. Efeseni 3:19, să ajungi plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Acesta e un lucru foarte serios. Plin de toată plinătatea lui Dumnezeu. Dacă te gândești la viața ta, la lucrurile mărunte pe care îți ocupă viața, gândește-te că Dumnezeu are lucruri mari. El vrea să fii desăvârșit. El vrea să fie plin de putere și plin de plinătatea lui Dumnezeu. Aș vrea să amintesc înainte de a sfârși un lucru important pentru noi toți și pentru părinți.
Un al treilea cuvânt, cred că de trei ori scrie în Biblie despre școală. Atunci când Pavel și-a despărțit ucenicii la Efes, aș vrea să citesc Faptele Apostolului, capitolul 19, versetul 9. Dar fiindcă rămâneau împietriți, vorbește despre evrei din vremea aceea, dar fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului, înainte norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unui anumit tiran. Cuvântul acesta are o semnificație deosebită pentru noi în limba română. Să nu fii tiran, se spune. În școala lui Dumnezeu nu e bine să fii tiran. Dacă ești părinte și îți crești copiii, nu fii tiran. Nu fii tiran nici cu tinerii, dacă ai o lucrare cu tinerii. Nu fii tiran cu nimeni în lumea aceasta, nici cu cel care îți cere un ban în oraș. Nu la colțul străzii. Nu, dacă nu poți să-i dai, nu îi arăta o față urâtă sau să-i spui cuvinte urâte. Nu fii tiran. Domnul te cheamă să fii un om din casa lui Dumnezeu. Aș vrea să închei aceste cuvinte cu o urare pe care o doresc tuturor celor care ascultă în această seară. Este Isaia 33 cu 17, versetul 17, pe care îl urez tuturor celor care ascultă în această seară cuvântul lui Dumnezeu, pentru familiile dumneavoastră, pentru toți cei care sunt dragi. Este o afirmație minunată pe care Domnul să o împlinească în fiecare viață. Ochii tăi vor vedea pe împărat în strălucirea lui, vor privi țara în toată întinderea ei. Împăratul de care se vorbește aici este Domnul Dumnezeul nostru. Și Domnul să ajute pe toți să vadă pe împărat în strălucirea lui când el va veni. Și țara despre care se vorbește, țara cea de sus, țara în care nu vor fi lacrimi, nici suferință, nici durere, va fi cetatea cea veșnică în care Domnul ne-a chemat să fim. Ajută-ne, Doamne, să rămânem în școala Ta, chiar dacă este grea, chiar dacă ai pierderi, chiar dacă ai necazuri. Domnul va răsplăti bine pe cei care au rămas în școala lui Dumnezeu și au fost după voia Lui. Și mai un lucru vreau să adaug aici, Dumnezeu are nevoie în vremea de acum, așa cum a făcut în toate veacurile. Are nevoie de oameni puternici pentru El, care să stea în picioare pentru El cu ușira spinării, oameni care să mărturisească numele Domnului și Domnul va răsplăti mult pe ai Săi. Și o cântare frumoasă spune, nu căuta aici răsplată, că este tare mult în cer. Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze și în numele Lui Dumnezeu Tatăl să fie slăvit, al Domnului Iisus și prin Duhul cel veșnic. Amin. Domnul să vă binecuvinteze, frate Iliesi, ce frumoasă comparația vieții noastre cu o școală. Și exact cum ne aducem aminte cum trebuia să ne silim la școală, să trecem clasa sau alte lucrări, așa trebuie să ne silim și pe calea Domnului. Beloved, thank you for your patience. I know how it's been a long day for you guys. You've been here early today to practice, but thank you very much. It's your turn now, and I want to thank God for what to put in your heart to visit us tonight. Mulțumim fratelui Popa și fratelui Oprea și că pe ei cunosc. Domnul să vă binecuvinteze, haideți, și ceea ce Domnul vă pune pe inimă. Ilie, aș vrea să ne spui cum Domnul v-a pus pe inimă să veniți să ne vizitați în seara aceasta, că de undeva a pornit o scânteie. Domnul să vă binecuvinteze, ceea ce Domnul vă pune pe inimă, să ne bucurăm împreună pentru gloria Domnului Iisus. Până când tinerii se pregătesc, pacea Domnului Iisus, ne bucurăm să fim aici. Tineretul care îl vedeți în fața mea voastră este un grup de tineri din multe biserici. Ne întâlnim la fratele Vasile Herman acasă, la dânsul, pentru o seară de rugăciune. Serile astea de rugăciune au început în urmă cu mai multe luni, începând cu luna martie și până acum și încercăm să continuăm și în continuare. Noi vrem să lăudăm pe Domnul. Fratele Grigore Buia ne-a vizitat săptămâna trecută, marți, seara, s-a bucurat cu noi
și ne-a făcut o invitație să vă vizităm în această seară, suntem aici, ne bucurăm să fim aici, vă mulțumim că ați deschis ușile pentru noi și dorim ca Domnul, slava Domnului, bunătatea Lui, Duhul Sfânt, să cerceteze biserica și să primească lauda noastră. Amin.
și durare, greu de mâni, ești plin de bunătate, al tău popor te strigă azi, iată-ne.
just wanna speak the name of Jesus.
the church refrain, the chorus, let's să cântăm refrenul din nou. Să declarăm, to declare it again one more time. Hallelujah. Holy, holy God Almighty, the great I am, who is worthy, none beside thee, God Almighty, the great I am. Amen. Praise God. Dear brothers and sisters, tonight is October 9th, 2022. I would like to start this evening by asking you a question. What is your desire? What is your desire? My desire tonight for myself and for each and every one of us is beautification. Beautification. I would like to turn to Psalm 19, verse 10, it says, more to be desired are they than gold. More to be desired are they than gold, than much fine gold. What is the Bible referring to that there is something in the book, there is something in the scripture that is to be more desired than gold. Furthermore, the second part, sweeter also than the honey. The honey from the corn. Dear brothers and sisters, youth, what do you desire tonight from God? What do you desire? There is something in the Bible that is sweeter than honey, and there is more precious than gold. Back in those days, the gold was found at the king's house. Honey was found here and there. And the Bible makes reference that if you're curious tonight to know what is sweeter, what is more important than gold, would you like to know what that is? What do you desire tonight? I would say beautification. The definition of beautification is as follows. It is an action. It is a process of improving the appearance of a person or of something or of a place. Beautification. It is the improvement of an appearance of a person or a place. Maria and I, my family, purchased a house in 2016. And this house was destroyed, and we purchased it. We saw gold in the ashes. We saw something in that house, and we start doing beautification of this house. This is referring to a place, and that house turned out to be magnificent. Please come one day and see our house that we beautified with the work of our hands. In the Bible talks that there was a lady, a young lady, that entered into a process of beautification. You know what that is? Esther, for 12 months, brothers and sisters, Esther entered into a beautification process for 12 months. Tonight we are here tonight, and I would like to continue this message of beautification of your soul. The beautification of your soul. What are some of those ingredients? What is the product? What is something natural? What is something authentic? What is something real that we can find in the Bible that we can beautify our soul? Care to know what it is? Psalm 19. Starting with verse 7, the law of the Lord is perfect. Brothers and sisters, youth, if you want to see something perfect, look in the Bible and search the law of the Lord. Because the law of the Lord, not only that is perfect, but it has the ability, it has the power to convert a soul. Don't you want to have your soul converted by the power of the Jesus Christ? Converts the soul. It is the word of God, the law of the Lord. Converts the soul. Isn't that beautiful? This is the ingredient. This is the beautification product number one. There is a total of six. Number two, the testimony of the Lord are sure. It is something that you can believe. It is something that's authentic. It's something that is true. It's something that's real. And that says
that it makes the wise simple. Brothers and sisters, I think of Billy Graham. This man had a simple message. Jesus loves you. And by thousands and by hundreds of people, people were coming off the stage in front of him to give their life to Christ. The testimony of the Lord. There is power in the Lord, in the testimony of the Lord. And it makes you wise. It makes you simple in the eyes of Almighty God. And I say, God, give us this desire so we can search the testimony of the Lord. Furthermore, the ingredient, the product of beautification number 3, we find it in the same chapter 19. The statutes of the Lord are right. The statutes of the Lord, something that will never move. Something that's solid. Something that's like a bedrock. And that is Jesus Christ, the statutes of the Lord. You know what they do, those? They rejoice the heart. How many broken hearts do we have? My dear brothers and sisters, if your heart is broken, if you're dealing with anxiety, if you have mental illness, if you have any kind of stress in your body, turn to those beautification of Christ, the 6th ingredients. And number 3, it says the statutes of the Lord are right and rejoices the heart. God, please help us to desire the statue of the Lord for Wednesday, if that's the day number Wednesday, the 3rd day of the week. Furthermore, the commandments of the Lord are pure and enlightens the eye. Oh, if there's not more need in our days for us to be cleansed at the level of our eyes. We see everything, and through the eyes, everything goes in our vessels. And Christ is saying today, through the power of the Holy Spirit, look and search the beautification products that you find them in Psalm 19. Because it says the commandments of the Lord are pure and enlightens your eyes. Dear God, give us the desire so we can search the commandments of the Lord. We are going number 4. Number 4 says the fear of the Lord. You know how the fear of the Lord is? Youth, the fear of the Lord is clean. The fear of the Lord is pure. And it says that it endures forever. There will be one day that Jesus will point at you and he says, come, you faithful servant, because you fear me all your life. And that's how you're going to be entering the gates of heaven, because you fear the Lord, because you know the statutes of the Lord, because you know the commandments of the Lord, because you know the law of the Lord. God, give us that desire so we can beautify our souls tonight. We're going further, and we're going to go to number. The next one is the judgments of the Lord are true and righteous altogether. The judgments of the Lord are true and they last forever. There will be a day of judgment, and I don't desire more to be there and to be present. And furthermore, it says, more are to be desired than much fine gold are those beautification products that we find in Psalm 19. The law of the Lord, the testimony of the Lord, the statutes of the Lord, the commandments of the Lord, and the fear of the Lord, and the judgment of the Lord. More are to be desired than gold. Why? And then here's what it is. Tonight, you're here, brothers and sisters, and the psalm goes further. It says, moreover, than them, your servant is warned. Now there's a warning. Now you know. Now you're informed. Now you know what to do Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. And then you come to church on Sunday and says, God, I desire more of you. I deserve more of your law, more of your judgments, more of your fear, so I could keep it in between my eyes so I don't sin against you. Why? Because for the ones who are keeping them, there's a great reward. For the ones that are keeping those commandments, there's a great reward. There'll be a day when Jesus will come. And I don't desire nothing more than to hear his voice saying, come, you faithful servant, and enter into the Father's joy, the place and the kingdom that was prepared for you from the beginning and the foundation of the earth. We bless you in the name of the Lord. In closing, I would like to make an announcement. My family and I, for the 4th time, we're returning back to Uganda on November 13th through the end of the month. If there's anybody that desires to visit the country of Uganda, the continent of Africa, there is room and there is time for you to make a decision and join us. God bless you
And God help us to desire more of him. Amen.